În jur de 26.500 de familii defavorizate din municipiul Chișinău vor primi compensații la plata agentului termic. Primăria municipiului Chișinău a anunțat că a procesat până la data de 26 februarie 26.500 de dosare ale cetățenilor privind acordarea compensațiilor la plata agentului termic pentru sezonul rece 2020-2021. Potrivit responsabililor primării, doar persoanele care au depus dosare noi au fost obligate să se prezinte la oficii. Celelalte dosare au fost procesate în baza celor deja existente în sistem. În factura din luna martie, la toți cei cu dosarele acceptate, va fi calculată compensație pentru toate lunile de la începutul sezonului de încălzire. Cele mai multe dosare procesate sunt înregistrate în sectorul Botanica, 7925. În sectorul Reșcani au fost examinate 7208, în sectoarele Buiucan și Ciocan au fost câte 3268 și respectiv 2710 dosare. În sectorul Centru 1475 de dosare, iar în suburbii au fost procesate 2043 dosare.